igiena orală corectă și o alimentație vegetariană echilibrată previn carile, gingivita și parodontita, protejând împotriva infecțiilor și diabetului. Pentru a menține dinții sănătoși cu ajutorul alimentației vegetariene, este esențial să consumăm o varietate de alimente bogate în vitamine și minerale. Fructele și legumele proaspete precum morcovii, merele și țelina nu doar că sunt bogate în vitaminele A și C, dar acționează și ca abrazivi naturali curățând dinții de plăci bacteriene. Consumul de nuci și semințe, cum ar fi migdalele și semințele de susan, furnizează calciu și fosfor, esențiale pentru smalțul dentar puternic. Produsele lactate vegetale fortificate cu calciu, cum ar fi laptele de migdale sau soia, sunt de asemenea importante. Evitați alimentele bogate în zaharuri și carbohidrați rafinați, care favorizează formarea cariilor. Hidratarea corespunzătoare prin consumul de apă ajută la eliminarea resturilor alimentare și la menținerea unei flore bucale echilibrate. Nespălatul dinților de două ori pe zi și alimentația proastă pot distruge flora bucală, favorizând dezvoltarea bacteriilor nocive. Aceste bacterii produc acid care atacă smalțul dinților, ducând la apariția carilor și a gingivitei. Consumul frecvent de alimente bogate în zaharuri și carbohidrați rafinați hrănește aceste bacterii, amplificând efectele negative. În timp, gingivita poate evolua în parodontită, o infecție severă care poate cauza pierderea dinților. De asemenea, o igienă orală deficitară este legată de boli sistemice, inclusiv diabetul. Persoanele cu diabet au un risc mai mare de infecții orale din cauza nivelului ridicat de glucoză în salivă, care favorizează creșterea bacteriilor. Prin urmare, menținerea unei igiene orale corecte și a unei alimentații sănătoase este esențială pentru prevenirea acestor probleme.